preasfințiile voastre, sfințiile voastre, stimați invitați. Un moment deosebit de important pentru orașul nostru, o grea misiune, dar frumoasă în același timp, să putem să organizăm una dintre cele mai importante vizite de la sau din anul în care s-a născut România modernă. După 160 de ani de la Unirea Principatelor Române, cred că va fi cea mai mare adunare publică pe care Iașu a organizat-o vreodată. Odată cu apariția în buletinul oficial al Vaticanului, a programului precis pe care Sanctitatea sa, Papa Francisc, o va face în România alături de delegația Vaticanului, am intrat și noi, să spunem, în linie dreaptă în ceea ce privește organizarea. Ne trebuia orare, reperele orare, cu exactitate și, sigur, și punctele clare de organizare a acestui mare eveniment. Momentul, sigur, va rămâne întipărit și în memoria celor care vor participa, dar cu siguranță vom avea ocazia să-l transferăm și într-o pagină frumoasă din istoria acestui oraș. Nu mai vorbim despre cât de important va fi pentru imaginea orașului nostru, faptul că deja și-au cerut acreditările toate trusturile media la nivel mondial și care, desigur, vor încerca să transmită în direct sau în prezentări ulterioare ceea ce se va întâmpla la Iași. Pentru noi, municipiul Iași, este o mare onoare să fim catalogați ca și instituții organizatoare. O să trec în revistă care sunt instituțiile prevăzute în acest mare eveniment ca și instituții organizatoare, administrația prezidențială, care este, de fapt, instituția acela invitat pe Sanctitatea sa, Papa Francisc, Episcopia Catolică, la nivel național, și, sigur, partenerii locali, Episcopia Romano-Catolică, Dieceza Iași și Primăria Municipiului Iași. Sanctitatea sa va avea cel puțin o dublă ipostază aici. Va veni în calitate de președinte de stat al statului Vatican și în calitate de conducător a celei mai mari structuri de cult la nivel mondial. Și vorbim de peste 1 miliard sau circa 1 miliard 300 de milioane de credincioși. Sigur că da, măsurile organizatorice sunt extreme din discuțiile pe care le-am purtat deja cu cei care asigură paza și serviciile de securitate. Toată organizarea va fi la nivelul cel puțin al prezenței unui demnitar de talia președintelui Statelor Unite sau președintele Rusiei. Deci măsurile vor fi extreme, ceea ce va însemna pentru noi o atenție deosebită asupra tuturor lucrurilor care se vor întâmpla aici la Iași. Nu vă mai aduc în discuție faptul că am început să verificăm de aproape 2 săptămâni toate rețelele subterane. Tot ce înseamnă canalizații, tot ce înseamnă, să spunem, rețele de gaze, de electricitate, de apă, absolut toate sunt în atenția noastră și vor fi verificate și sigilate în tot perimetrul vizitei Sanctității sale Papa. Desigur, ne interesează și aspectul orașului, care va trebui să fie îmbrăcat într-o haină de sărbătoare, purtând veșmintele cel puțin a 4 instituții. Este vorba despre România, statul român, statul Vatican, Primăria Municipiului Iași și Episcopia Romano-Catolică, astfel încât vom avea ocazia să vedem modul de poavazare a orașului, nu numai pe zona centrală, ci în toate zonele de cartier. Sigur, va trebui să dăm atenție deosebită celor care vor veni să vadă acest mare eveniment. Pelerinii sunt pentru noi principala atenție, ca să spunem, în momentul de față, pentru că numărul lor va fi cu zecile de mii și nu țintim doar pelerinii care vor veni strâns legați de Dieceza Romano-Catolică, ci și toți ceilalți care deja s-au anunțat, inclusiv din parohiile ortodoxe de pe tot parcursul, să spunem, regiunii de nord-est, dar cred că vom avea și vizite din afara țării și mă refer în special la Basarabia. Fiecare dintre ei va fi tratat cu maximă atenție, asigurându-i condițiile de siguranță, atât la venirea în Iași, cât și la plecarea de pe teritoriul municipiului nostru. Plecăm cu premisele reale pe care le vom face publice de fiecare dată și pe parcursul derulării celor aproape 60 de zile cât am mai rămas, vor fi probabil comunicări săptămânale. Iașul va deveni un oraș foarte restricționat din punct de vedere accesibilității și mă refer la cea comună, cea curentă, cea pe care o avem zi de zi, pentru că zona centrală va fi închisă în totalitate, transportul public va fi reorganizat,
Vom încerca închiderea unor bulevarde care să asigure posibilitatea de parcare pentru cei care vor veni atât organizat sub formă de autocare sau grupuri organizate de vehicule, dar și cei care vor veni pe cont propriu sau organizat cu trenul, cu luare speciale pentru a putea să le asigurăm parcursul dinspre gară către Palatul Culturii, dar foarte important, culoarele de defluire, care sunt de regulă mai importante decât cele de acces. Accesul va fi controlat, nu restricționat, dar controlat. Fiecare participant care se va apropia de o zonă pe care noi o numim zonă de risc față de prezența Sfântului Scaun, va fi, bineînțeles, trecut printr-un filtru, nu se va putea pătrunde în zonele pe care le voi prezenta în curând. Cu obiecte contundente, cu umbrele, cu sticle, cu lichide și altele, nu vom asigura noi tot ce este nevoie în incintă, astfel încât toată lumea să găsească acolo și apă, și să mănânce ceva, și să se poată proteja de ploaie. Toată partea de infrastructură, cea mai mare greutate, va cădea pe primăria municipiului Iași, și mă refer la tot ce este nevoie ca evenimentul să devină vizibil și să poată fi parcurs de tot cei prezenți în locație sau în afara acesteia. Aici pe ecranul video pe care îl avem în fața noastră vom prezenta câteva repere pentru a vă putea aduce în... Începem cu scena. Important, nu sunt decât 3-4 imagini. Noi lucrăm împreună cu Episcopia Romano-Catolică, cu Preasfințitul Părinte Gheorghe. Asupra modalității, aceste materiale au fost deja livrate către Vatican. Am încercat să dăm un element de unicitate acestei vizite, care este, de altfel, unică, cel puțin până în momentul de față, sau cel puțin pentru generația noastră. Speranța noastră este să o mai vedem odată. Aceasta va fi scena, care are aproximativ 50 de metri lățime, în care Sfântul Scaun va fi așezat în mijlocul ei, așa cum e ușor de intuit. Accesul va fi pe rampe, nu pe trepte, pentru a putea asigura o mișcare în condiții de siguranță, cu accesul invitaților de pe scenă pe rampe laterale, cu trepte. În principal, pe scenă va sta Sfântul Scaun, Sfântul Părinte, invitații dumnealui, cei locali, corul și tineri cu bătrânii, care vor face imaginea de ansamblu pentru sloganul Să mergem împreună. Noi toți ceilalți vom fi așezați în partea frontală a acestei scene. Scena, vedeți, copii un pic mulează profilul Palatului Culturii, cu turnul central și cele două laterale. Am vrut să fie un element de unicitate și pe parcursul începerii acestui demers am organizat o echipă complexă. Ne-am ales și un arhitect, această arhitectură este gândită de arhitectul Mihai Codreanu, arhitect din Iași. Și nu ascund faptul că tot ceea ce dorim să întâmple este să fie un mesaj prin care Iașul și România să fie vizibilă ca elemente de identitate unică. În următoarea imagine vedeți modul de amplasare a acestei scene în fața Palatului Culturii, în fața statuii lui Ștefan cel Mare. Scena va fi așezată și sigur că da, va mai fi o scenă laterală, ușor diagonală așezată pentru presă. Așteptăm peste 150 de persoane din presă care vor participa la eveniment și care, sigur că da, va trebui și pentru noastră să asigurăm tot ceea ce este necesar și ca siguranță și ca bună ședere pe parcursul acestui eveniment. În fața, să spunem, scenei vor fi scaunele pe care vor sta parte dintre invitații. În următoarea imagine avem planul de situație cu tot ce se va întâmpla în fața Palatului Culturii, de scena principală, scena presei, centrul de presă în Palatul Culturii, în flancul drept al Palatului Culturii, cu intrare și ieșire laterală. Sigur, scaunele din față și zonarea unde vor participa pelerinii. Atât cei locali, cât și cei care vor veni. Sunt 8 zone, nu se văd următoarele două care sunt mai spre Piața Unirii. Accesul va fi, să spunem, controlat pentru toți cei care se vor apropia. Iar ce este figurat cu galben este traseul papamobilului de la Episcopie către Palatul Culturii, trecând prin mulțime cu această buclă după care va ajunge la scenă. Sigur că da, nu înseamnă că tot ce vorbim aici este 100% bătut în cuie, pentru că vor mai fi detalii care se vor aduce pe parcursul timpului în atenția noastră. Intenția noastră este să mediatizăm foarte bine. Poate mai puțin contează pe unde ajunge Papa Francis pe scenă, dar contează foarte mult ca mulțimea
care va fi aici să fie securizată și toată lumea să găsească ceea ce se cuvine în zonele pe care le-am figurat. Fiecare zonă va avea grupuri sanitare, va avea puncte de prim ajutor, puncte pentru voluntari, apă și tot ceea ce este necesar ca să poată sta liniștiți aici. Nu va fi doar vizita papei, pentru că noi vom precede acest eveniment cu un spectacol, să numim, care să antreneze mulțimea în sensul de a sta liniștită în zonele pe care le-a ales, despre accesibilitate, despre momentul în care vor putea intra și momentul pe care vor ieși, vom veni cu detalii la momentul oportun. Nu pot decât să mulțumesc celor care s-au preocupat și ne-au găsit pe toți care în funcție, care pur și simplu ca un cetățean al României pe acest pământ în aceste momente. Și eu, ca și Preasfințitul Gheorghe, ca și alte câteva persoane, știam despre acest eveniment într-un sens pozitiv, dar nu am tăgăduit niciodată speranța că va veni și momentul în care se va confirma vizita, ceea ce s-a întâmplat în urma comunicatului de ieri. Ne dorim tuturor succes, rolul domnilor voastre este esențial pentru ca lumea să înțeleagă de ce va fi nevoie să închidem toată zona centrală, de ce nu se mai poate pătrunde, inclusiv riveranii vor intra controlat, astfel încât să putem asigura elementele de siguranță pentru toată vizita Santității sale, Papa Francisc, la Iași. Mulțumesc foarte mult! Eu voi pleca la București să mai facem un proiect Smart City. Dacă sunt întrebări pentru domnul primar, ca să nu pierdeți această casă. Câte persoane credeți că vor fi la Iași? Estimabil. Din estimările pe care noi împreună cu serviciile de pază și protocole am făcut, ne așteptăm în jur la 150.000 de persoane care provin atât din cei care vor veni din afara localității Iași, dar și foarte mulți ieșeni. Pentru a putea diminua presiunea pe zona centrală, vom organiza în zonele de cartier, în parcurile publice de cartier, plecând din Popou, Alexandru cel Bun, Tătăraș, Nicolina și altele, zone de vizionare a vizitei Papei Francisc la Iași, respectiv ecrane video de mari dimensiuni, cu sonorizare asigurată, în care cei din cartier vor putea să vadă de acasă ce se întâmplă în fața Palatului Culturii, care va fi foarte aglomerat. Desigur, pentru toată mulțimea care va sosi, vom așeza de asemenea ecrane pe parcurs, în profunzime, între oameni, să poată viziona cu atenție ceea ce se întâmplă acolo. Noi am estimat aproximativ 30 de ecrane video prin care vom putea să retransmitem ce se întâmplă în fața Palatului Culturii. Desigur, sau ca să nu mă repet, număr mare de autocare pe care le estimăm vor fi sute. Vom închide splaiurile în totalitate, din podul de piatră până la podul Sfântul Ioan. De acolo, cu autobuzele noastre, nu vă ascund faptul că am început să trecem un pic printr-un program de reparații și cele care au fost trase pe dreapta. Sunt 32 de unități pe care nu le-am casat, tocmai pentru a avea rezerve în condițiile în care e nevoie de ele și vor fi 116 plus 32, deci aproape 150 de autobuze cu care vom putea deplasa cei care vor veni din locurile de staționare către Palatul Culturii, pe flancul drept sau pe flancul stâng. Noi vom alege în ce parte îi ducem. Intrarea se va face pe coduri, nu va ajunge fiecare unde dorește, mai ales cei care vin în mod organizat prin Episcopia Romano-Catolică vor veni pe coduri, fiecare preot paroh va ști în care zonă trebuie să-și ducă enoria și de la început. Și vom încerca să ținem controlul asupra celor care vor fi acolo. Lumea e plină de curioși, lumea e plină și de nebuni. Știți foarte bine ce s-a întâmplat recent în Canada. Și e nevoie să fim foarte atenți la tot ce se va întâmpla acolo. Încât cei care vor considera că suntem poate puțin exagerați, să aibă încredere că nu vom fi exagerați, vom fi doar cât se poate de tehnici, astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții în ceea ce privește vizita Santității sale Francisc la Iași. Zona centrală va fi închisă o singură zi, doar pentru ziua de întâi, având în vedere că vizita Santității sale este după amiază. Dar organizarea va începe mult mai devreme în fața Palatului Culturii, cel puțin cu data de 28. Construcția scenei, care se va face cu proiect avizat, pentru că nu este o scenă cumpărată, din motive și de imagine, n-am vrea ca o scenă cumpărată pe care a dansat X să apară și Papa Francesc. Trebuie să fie o scenă unică, care nu mai poate fi replicată decât dacă mai vine Santitatea sau odată, și tot așa. Când
credincioși vorbesc, nu vorbesc în urmă toți în aceeași zi, deja vine cu cine la care se poate fi, probabil noi o să ne gândim la toate lucrurile acestea, pentru că pe zona periferică municipiului Iași încercăm să organizăm inclusiv o zonă de camping pentru cei care vor veni cu o zi, două. Vrem să oferim și posibilitatea de a vizita Iași, sigur că da, e foarte important. E zi de vară, sperăm să nu fie caniculă, ne vom gândi foarte bine ce se întâmplă dacă va ploua și vom încerca să stăm cât mai aproape de ei. Noi am făcut de fiecare dată apel să știm din timp cine vine și cum vine, pentru a-i putea întâmpina. Vor fi puncte de informare în profunzime, începând, să spun, din exteriorul orașului, mult din exteriorul orașului. Vom lua legătura cu toate agențiile de publicitate, să fie panouri de informare în toate localitățile Moldovei. Și în felul acesta să poată veni foarte organizat către municipiul nostru. Nu va fi, așa cum spuneam, ușor, dar va fi plăcut. Poate, vă rog. Toate forțele de pază și protecție vor participa la acest eveniment. Nu deținem un număr, dar având în vedere că este o vizită multiplă pe care sanctitatea s-o face, sigur, vor fi și deplasări masive dinspre vest spre est, dar fiecare, să spunem, regional își va lua misiunea proprie pentru a organiza acolo unde ajunge sanctitatea sa, Papa Francisc. Și probabil că vor comunica și ei numărul total. Vor fi mulți. Estimăm aproape 5 km de garduri de protecție. Nu s-a mai întâmplat, nici nu există de altfel în tot Inspectoratul de Jandarmerie al României, cel general, 5 km de garduri de protecție, dar vom găsi, deja avem resurse, deja am început să fabricăm noi, avem primele 400 deja fabricate, mai avem aproape 1000, mai împrumutăm, căutăm și în alte zone din Europa și vom aduce tot ceea ce este nevoie ca această vizită să aibă tot ceea ce trebuie ca și măsură de siguranță. Cred că nici nu contează. Din punctul meu de vedere, pentru un moment atât de frumos... Nu avem o estimare. Mi este foarte greu să vorbesc acum despre bani. Dar vom face și această informare la timpul potrivit. Scena nu cumpărăm, o să închiriem modulele din care este construită și o să și le ia înapoi cine o va construi. Sigur, și costurile nu că nu sunt importante, trebuie să le ținem în control așa cum trebuie. Nu vor fi mici, dar vom avea și foarte mulți sponsori. Deja s-au anunțat firme mari care vor să devină partenerii noștri și l-am și mulțumit, de exemplu, pentru apă, dar o să vă facem, o să-i lăsăm pe ei să comunce, așa este corect și cinstit. Sutele de mii de sticle de apă vor fi asigurate de diversi parteneri care vor veni alături de noi. Mulțumesc foarte mult! Dacă mai aveți întrebări...